O tânără este cercetată pentru deținerea unor substanțe interzise. În data de 19 mai, în jurul orei 20, polițiștii secției 3 urbane Timișoara, în timp ce desfășurau activități specifice de patrulare pe strada Lacului din Timișoara, au identificat o tânără în vârstă de 23 de ani, asupra căreia ar fi fost găsite 13 plicuri ce conțineau substanțe vegetale susceptibile de a produce efecte psihoactive. Bunurile au fost ridicate și sigilate, fiind înaintate către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara pentru continuarea cercetărilor. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri în vederea consumului. O altă femeie a fost depistată la volan sub influența substanțelor psihoactive. La data de 17 mai, polițiștii serviciului rutier Timiș au oprit pentru control pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu din municipiu un autoturism condus de către o femeie în vârstă de 37 de ani. În urma testării acesteia cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Femeia a fost condusă la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.